Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru ziua de duminică 3 ianuarie 2021. Hai să vedem care sunt energiile pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, avem o zi interesantă. Pe partea de dragoste a ieșit Roata Norocului, o carte karmică cu energia lui Jupiter, o carte mărinimoasă care magnifică, amplifică, mărește și înmulțește orice energie era deja acolo prezentă pe situația voastră de dragoste. Pentru cei care erați fericiți, astăzi o să fiți mai fericiți. Pentru cei care erați nefericiți, astăzi o să fiți mai nefericiți. Partea bună este că e doar o energie temporară, e doar pentru ziua de azi și începând de mâine aveți șansa să schimbați ceva în această direcție dacă sunteți nemulțumiți. Roata Norocului, fiind o carte karmică, aduce pentru fiecare răsplata pe care fiecare o merită, în funcție de faptele, vorbele, gândurile din trecut. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să întâlniți o persoană foarte magnetică, jupiteriană, expansivă, care vorbește mult, care este centrul atenției, persoană care atrage toate privirile oriunde ar merge. E posibil să fie o persoană din una dintre zodiile fixe, Taur, Leu, Scorpion sau Vărsător. În orice caz, pe oricine cunoașteți astăzi, să știți că e o legătură karmică în spate. E o legătură veche, de mult, din vieți trecute. Rămâne la latitudinea voastră să analizați, să vă ascultați intuiția și să vă dați seama dacă este o legătură pe care merită să mergeți mai departe, să investiți timp și emoții în ea, sau este o legătură toxică pe care mai bine o tăiați de la rădăcină, o eliminați, nici măcar nu-i dați curs acestei posibilități. Pentru cei care vă aflați deja într-o relație de lungă durată, lucrurile par aici foarte bine, foarte pozitive. Per total o zi frumoasă, o zi ușoară, dar și o zi în care fiecare își primește răsplata, după faptă și răsplată. Dacă ați fost buni, iubitori, v-ați apreciat și susținut partenerul, astăzi o să primiți din partea lui exact aceleași lucruri multiplicate, magnificate. Dacă ați fost reci, certăreți, cicălitori cu partenerul, astăzi o să primiți exact același comportament din partea lui sau ei, dar iarăși amplificat, magnificat. Depinde de fiecare cum și-a așternut, așa doarme. Asta e energia din spatele acestei cărți. E doar o energie temporară, o să treacă și ce e cel mai important, indiferent că v-a mers bine sau că v-a mers rău, după energia acestei cărți, este să trageți o învățătură de minte, o lecție, să învățați ceva din toată această experiență și să luați decizia cum vreți să acționați de aici încolo, da? Fiecare are liberul arbitru, fiecare poate să își schimbe karma. Karma nu e ceva bătut în cuie, e ceva fluid care se schimbă, crește și scade în aspecte pozitive și negative în fiecare zi, în fiecare minut al existenței noastre. Hai să mergem pe starea de sănătate. Aici avem șaptele de inimi. Foarte multă confuzie pe starea de sănătate. Nu cred că este ziua cea mai bună să luați decizii, pentru că mintea voastră este încețoșată și riscați să nu luați decizia corectă. Acest șapte de inimi vine cu foarte multe posibilități, cu foarte multe opțiuni în fața voastră. E posibil ca astăzi să descoperiți pe internet sau la televizor, prin intermediul prietenilor, a cunoștințelor, a familiei, o grămadă de terapii alternative, o grămadă de soluții inovative, inventive pentru o problemă de sănătate cu care voi vă luptați de ceva vreme. Sunt foarte multe opțiuni aici, dar tocmai pentru că sunt atât de multe opțiuni și toate sunt noi și toate vă promit marea și sarea, toate vă promit luna de pe cer, nu este ziua ideală să luați o decizie astăzi. Ascultați-le pe toate, investigați-le pe toate, dar mai așteptați până când să luați o decizie.
Asigurați-vă că înțelegeți exact ce înseamnă fiecare terapie, fiecare tratament, fiecare opțiune în parte. Consultați-vă și cu un medic, cu un specialist, cu un terapeut, cu cineva în care aveți încredere, cu cineva care poate să fie mai obiectiv aici, pentru că voi sunteți foarte subiectivi, sunteți foarte mult implicați emoțional în această problemă și riscați să nu luați decizia cea mai bună. Amânați orice decizie pe partea de sănătate, pe cât de mult posibil, bineînțeles. Dacă aveți o criză și ajungeți la spital și trebuie să vă operați și medicul, specialistul vă zice că musai, neapărat trebuie operație, nu mă ascultați pe mine să amânați. Asta este, v-a spus medicul, v-a dat verdictul, dar dacă e vorba de probleme care nu sunt neapărat critice și dacă e o decizie care se poate amâna, mai amânați aici, mai așteptați câteva zile ca să se clarifice lucrurile. Pentru o mică parte dintre voi, văd aici posibile probleme cu excesul de alcool. Nu faceți excese, da, chiar a fost perioada sărbătorilor, dar de mâine trebuie să începeți să mergeți înapoi la lucru. Bun, hai să mergem mai departe. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, aici avem asul de săbii. Asul de săbii are mai multe semnificații în tarot. Pentru o parte dintre voi, se clarifică ceva. O situație care în trecut era incertă, era neclară, astăzi se clarifică, iese la iveală sabia adevărului. Pentru altă categorie dintre voi, această sabie este sabia lui Damocles care taie nodul cordian, care vă eliberează într-un final de anumite legături care nu erau sănătoase pentru voi. Vă eliberați de anumite gândiri limitatoare care nu vă permiteau să câștigați mai mulți bani, să aveți o stare financiară mai bună, să evoluați mai mult în cariera voastră, cu afacerea voastră, sau vă eliberați de niște parteneri care vă furau, vă mințeau, nu erau echitabili, nu erau juști. Și pentru a treia categorie dintre voi, astăzi o să aveți o idee, o idee originală, o idee inovatoare, o idee de viitor, o idee care merge mână în mână cu această epocă a vărsătorului în care tocmai am intrat. O idee pe care o să o creșteți, o să o dezvoltați și pe baza căreia o să vă construiți fie o carieră sau o afacere de succes. Sunt foarte bine aspectate aici parteneriatele cu zodiile de aer, cu cineva din zodia Gemeni, Balanță sau Vărsător. Și bineînțeles, dacă voi sunteți una dintre aceste zodii, iarăși sunteți foarte, foarte bine aspectați aici pe partea asta de carieră, bani, situație financiară. Pentru cei care nu sunteți antreprenori, astăzi vă vine o idee inovatoare de a pune bani deoparte, de a investi niște bani, poate găsiți o metodă online de a investi niște bani, de a pune niște bani, poate pur și simplu vă activați la cardul vostru, cum ați văzut acum la toate reclamele, să activezi, să-ți rotunjească în sus de fiecare dată când plătești cu cardul, ca să-ți se pună acolo niște bani deoparte în contul de economii sau, cine știe, alte metode din astea inovatoare, legate de tehnică, de internet, de finanțe online. Poate o parte dintre voi pur și simplu o să găsiți un program, o aplicație pe telefon prin care să vă planificați bugetul, să vă urmăriți mai bine cheltuielile, ca să vă dați seama unde puteți să mai tăiați din cheltuieli, astfel încât să puneți mai mulți bani deoparte. Depinde de situația individuală a fiecăruia, în orice caz aici vine o idee nouă care o să vă ducă într-o direcție foarte pozitivă. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot un card de înțelepciune pentru această zi, a treia zi din an, până când amestec eu cărțile. Nu uitați să vă uitați și la etalările de tarot pe zodii pentru anul 2021. Sunt puse deja de mai bine de o săptămână pe canalul de YouTube. O să găsiți aici în colțul din dreapta sus. E un link care vă duce direct la playlistul care conține toate aceste videouri. Sunt de aproximativ jumătate de oră fiecare, în care analizez fiecare lună anului în parte și energia de dragoste, bani, carieră, situație financiară pentru fiecare zodie în parte. Și acum hai să scoatem mesajul zilei de azi. Sunt centrat în adevăr și pace. Caut în inima mea nedreptățile pe care încă le țin ascunse acolo, le iert
și le las să plece. O energie foarte frumoasă, tăiați cu această sabie orice legătură toxică din trecut, că e în dragoste, că e în sănătate, că e în bani, folosiți-vă de această energie ca să vă eliberați de trecut, să-l lăsați în spate și să pășiți în acest viitor atât de luminos care vă așteaptă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine, pa, pa!